un cuvânt al Domnului nu este lipsit de importanță și de putere. De aceea ne-a scris acolo, el știe care are vreme. Cu ce mi-ajută treaba aceasta? Este extrem de important, altfel n-ar fi fost scris acolo în Scripturi, dar faptul că a fost lăsat pentru noi are mare însemnătate. Aș dori întâi să mulțumesc tuturor oamenilor, în speță celor cu care nu ne vedem față în față, dar ne vedem online, pentru rugăciunile voastre. M-am gândit de une zi că rugăciunea mea pentru frați, pentru biserică, în comparație sau prin contrast cu rugăciunea fraților pentru mine. Rugăciunea mea reprezintă nimic, pentru că rugăciunea voastră a tuturor are un cuvânt de spus în viața mea atât de important. Doar Dumnezeu poate să comunice însemnătatea acestui lucru. Este un mare har în faptul că Dumnezeu ne previne cu privire la o anume situație. Și când ne uităm cu atenție la ce s-a întâmplat, ne dăm seama că, de fapt, am fost preveniți cu o clipă înainte și acest lucru trebuie să-l aduc în atenția multora cu care mă sfătuiesc și care redau istoria de la un punct anume încolo și ei spun, uite, asta s-a întâmplat. Și zic, dar ce s-a întâmplat înainte să se întâmple? Oh, chiar așa, da. Înainte să se întâmple, mi-a venit în minte că se întâmplă așa ceva. Ceea ce arată harul și darul lui Dumnezeu, Scriptura este preventivă. Ea este și curativă, dar este inițial este preventivă. Dumnezeu vrea să nu fie nevoie. Vă scriu să nu se ajungă acolo. Acum textul acesta de așa însemnătate pentru noi, face parte dintr-o serie mai largă, cum vom avea sau nu vom avea prilejul să audiem, lăsăm la dispoziția Domnului. Dar vreau să mergem în Apocalips, capitolul 2, versetul 10, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, nu te teme nici de cum, de ce vei suferi. Marea parte a activității noastre mentale, legat de lucrul acesta, se ocupă cu ce am suferit, ele au rămas toate acolo proaspete și vii, ca astăzi, parcă trăiesc momentul acesta, și se ocupă de asemenea ce energie ne mai rămâne, se ocupă cu ceea ce s-ar putea să sufer în viitor. Și pierdem ocazia de a ne da seama de prezent. Sigur că nu poate nimeni să nege realitatea drumului pe care am mers noi până acum și prin ce am trecut în viață, dar nu acesta e punctul cel mai important. Ce am suferit eu de la cine, când și cum. Punctul cel mai important este cu cine am fost eu în mijlocul acestei suferințe sau lupte a sufletului. Ăsta e punctul cel mai important. Punctul cel mai important este nu ce vine, vai, o să fie așa sau pe dincolo. Cu cine voi fi eu în mijlocul acestor lucruri? Fiindcă din nou vreau să vă spun, am discutat cu un însemnat lucrător al lui Dumnezeu cu mare răspundere între noi, și dânsul m-a întrebat care este cea mai gravă problemă pe care a observat-o pe traseul ăsta de, de când vii. Și am spus absența Domnului Isus Hristos. Am discutat cu oameni, cu diverse clase, specii, diverse situații ale diversilor oameni, lipsește din peisaj. Este clar. Îl lipsește complet din peisajul la Odicei, care a și fost citat, ea nu știe că a pierdut pe Hristos. Ea nu știe. Ea își duce viața în continuare. Ce știe ea despre sine este absolut imaginar, nu are nicio legătură cu adevărul. A pierdut pe Hristos și nu știe lucrul acesta. Nu știe pentru că ea zice, nu, nu cred că am pierdut nimic. Eram la lomalinda și vine un frate, un prieten bun, de familie. Și Așa lejer întreabă, zice, vă lipsește ceva? Nu. <gătări> nu ne lipsește nimic, nu duce în lipsă de nimic. Dar acest pormoneu atât de gros, plin cu carduri, cu cornetul de conducere, cu tot ce este, dar acest pormoneu nu vă lipse. Au, este al nostru, cum, de unde? L-am găsit în intersecție, aici, lângă spital. A fost căzut jos. Aoleu, l-am pus pe mașină și nu l-am mai luat după mașină. Am plecat cu mașina și el sărac a supraviețuit până acolo. De fapt, nu este nimic atât de pierdut în viața noastră ca lucrul despre care nu știm că l-am pierdut. Am avut un moment tensionat la ușa unei biserici în care cineva nu a dat mâna cu mine și mi-a scuturat mâna și mi-a spus așa ceva, n-am auzit niciodată că la odiceea este fără Hristos. Prima dată când au lucruri, zic că e de mult acolo în carte, dar nu trebuie să-mi să -mi zgudui mie mâna, zic poți să zgudui Apocalipsa, că înțelegi mai tare din ea dacă faci lucrul acesta, că nu sunt vorbele ale mele acestea. Dar suntem și putem să fim în situația în care să suferim această inimaginabilă pierdere pe cele mai nebănuite căi posibile și să nu știm acest lucru. Este foarte posibil așa ceva. Aș vrea să vă întreb uh, foarte direct și absolut transparent și simplu. Ce făcea Marta când a pierdut pe Isus? Cine știe? Lucra pentru Isus. Și a pierdut pe Isus în procesul acesta. Lucrând pentru Isus. Îmi place să mă laud că am lucrat ultimii 50 de ani în acest domeniu. Dar nu această întrebare. Întrebarea este nu cumva în procesul acesta s-a întâmplat ceva? Dar cei cu care vorbea Isus și le spunea, voi sunteți studenți ai Bibliei, cercetați scripturile, oamenii aceștia, prin ce au trecut, ce s-a întâmplat cu ei? Păi în procesul cercetării scripturilor au pierdut pe Isus. Și zice, tocmai el, ele vorbesc despre mine și zice, voi nu vreți lucrul acesta. Au pierdut în procesul cercetării scripturilor. Unde a pierdut Maria și Iosif pe Iisus? Cine spune? La biserică, ziceți, ziceți actual. La biserică l-au pierdut. Se poate așa ceva să, să pierdă copilul la biserică? Cum să nu? Semnul că o biserică a pierdut pe Isus este plecarea tinerilor și a copiilor din această biserică. Ei nu au niciun fel de ancoră în stânca veacurilor. Ei au fost ancorați în slujbele de aici, au fost niște copii buni până la momentul când și-au dat seama că prezența și șederea lor nu mai face sens. Și ei nu sunt ancorați nicăieri. Și atunci au plecat să caute pe Isus afară din biserică. Mi se pare un lucru bun acesta. Acolo unde Mântuitorul nu este prezent, lucrul acela se numește casa voastră. Nu mai este casa tatălui meu. Vi se lasă casa, poftiți, o aveți, mergeți cu ea. Prezența Domnului nostru Isus Hristos, în centrul fiecărei slujbe, a fiecărei cântări, a fiecărei predici, a oricărui serviciu de aici, din biserică, prezența lui care izvorăște de la el și duce la el transformă locul acesta în biserică. Altfel, ea este o întâlnire săptămânală în cadrul unor slujbe formale, ritualuri. Acum. Cuvântul care ne-a fost dat aici, nou, care investim energia minții noastre într-o direcție sau alta, cuvântul acesta ne spune să investim energia noastră cum se concentrează laserul, că acesta e o concentrare de energie pentru un anume punct. Punctul cel mai important este acesta, spune epistola către evrei. Nu vă lăsați abătuți în părți laterale. Se vrea a se ridica o biserică creștină fără Hristos. Nu e posibil așa ceva. Se vrea a fi creștin fără Hristos. Se vrea să se face ceva, a se ajunge și a se găsi viața veșnică fără Hristos. Cercetați Biblia, fiindcă ziceți, noi găsim viața veșnică aici, la studii biblice, fără El. Păi zice, Scriptura vorbește despre mine și voi nu vreți să veniți la mine. Care este câștigul vostru cercetând scripturile? De niciun fel. Ele nici nu pot fi înțelese decât în lumina și prin lumina Lui. Acum, textul care ne-a fost nou citat aici din Scripturi, ne spune că el are puțină vreme. Faptul acesta ne face pe noi să ne întrebăm așa, puțină vreme pentru ce? Ce vrei să faci, dar nu-ți ajunge timpul? Te uiți la ceas și e foarte scurt, ești grăbit, ești, ai intrat în febră deja. Deci are puțină vreme. Puțină vreme pentru ce? Păi lucrul ăsta trebuie aplicat personal. Să lăsăm generalizările, ele sunt frumoase, dar e vorba cum rămâne cu sufletul tău. Cum rămâne cu sufletul meu. Adică ce înseamnă cuvântul acesta pentru mine? Păi dacă are puțină vreme la dispoziție, vreau să știu pentru ce. Și atunci, cartea Apocalipsei mă va ajuta pe mine să înțeleg. Întâi mergem în 1 Petru 5 cu 7, în care Biblia spune că el dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. O mai fi prezent textul acesta sau e ceva istoric? O fi cu și aici, chiar acum, când acest cuvânt este spus? Caută pe cine să înghită aici, acum? Lucrul ăsta rămâne cât va rămâne răul. Nimeni dintre noi nu ar trebui să considere aceasta ca fiind o... așa. Pentru că partea întâia a textului lui Petru spune fiți trei și veghiați, 1 Petru 5 cu 8, Oh, las că mă păzește Domnul, eu sunt la vagonul de dormit, merg în împărăția cerurilor și ei se ocupă acolo. Sau cum i-am spus unei doamne care era în dreapta mea în timpul unui zbor și a binevoit să-mi înfigă unghiile în carne și am semnul pe mâini, i-am spus zice, nu vezi ce se întâmplă și am spus ce s-a întâmplat am întrebat-o pe dumnea ei ce s-a întâmplat și mi-a spus, zice, nu vezi ce se întâmplă aici că într-adevăr avionul se zguduia de moarte cu noi și am spus zice, păi, e treaba lor cei care zboară cu avionul noi nu avem treaba aici, noi suntem bine extraordinar de bine în ce privește împărăția lui Dumnezeu Scriptura ne spune ai o răspundere faptul că este cineva care dă târcoale și caută pe cine să înghită, ai o răspundere. Și răspunderea ta este să fii treaz, nu beat. Să fii treaz și să veghezi, să fii distras. Ați observat câte accidente se petrec din cauza telefonului. Și eu sunt un candidat nenorocit la acest capitol. Să-mi ajute Dumnezeu să nu fiu, dar sunt încă. Ați observat? Dar de ce? Sunt? Din cauza telefonului? Nu! No. E din cauza atenției care este investită în telefon. Telefonul nu are nicio vină. Oh, cum se discută în societatea noastră, luați telefoanele de la oameni că nu o să mai fie accidente. O să mai fie. Depinde unde concentrăm atenția noastră. Fiți treji și vegheați. asta este răspunderea sufletului tău pentru tine. Dar el caută pe cine să înghită, pe cine? Cine ar putea să-mi spună undeva în scripturi unde știți că este un moment în care se vede pe cine vrea să înghită? Cine poate să spună lucrul ăsta? Haideți că vă asigur că dacă vă întreb cine a știut chestia asta, o să spuneți toți. E, e prea evident lucrul ăsta. Caută pe cine să înghită? Păi pe cine? Și pe cei aleși caută să înșele dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Cine mai știe alt loc, la punct, punctual, Petru, este vorba de Apocalips, capitolul 12, pe care tocmai l-am învățat aici. Zice, Balaurul stătea în fața femeii, nu s înghită pe dumnea ei, s înghită pruncul pe cine, caută pe cine să înghită. Păi el încearcă să înghită pruncul din viața ta. Domnul nostru Isus Hristos, să fie absent din predica mea. Atunci când pregătesc predica, predica mea să nu fie centrată pe el. Să nu vină de la el și să nu conducă la el, și lucruri interesante care se pot spune pe margine. El vechează la treaba aceasta, să mi se distragă mintea, să nu mai... Când te rogi de asemenea, când faci un lucru sau altul, să pierzi din vedere acest uh, prezent, să înghită pruncul. Îndată ce s-a întâmplat lucrul acesta, altceva nu mai trebuie făcut. Odată ce s-a săvârșit lucrul acesta. De aceea, cuvântul spus de Petru ne face pe noi să ridicăm sprâncenele și să fim treji și să veghem, chiar dacă ne-ar fi somn, cum i-a fost lui Sfântul Petru în grădină. Doamne, ținem ținem capul să ajută-mă, știți? În cu acel voinic a pus niște țăpuși ca să, dacă în caz îi cade capul, să se să, să trezească imediat. Și câteodată mai e câte o țăpușă de asta. Asta este situația, Pavel a trecut pe aici. Am văzut un documentar cu pinguini, o colonie mare de pinguini care aveau pui, cum este adunarea noastră cu copii sau tineri, nu? Și am văzut colonia aceasta și o pasăre a celui rău printre ei. Atât de urâtă, de scârboasă, de nenorocită, pasărea am luat printre ei și mă gândeam unde vă e mintea fraților de lăsați-o așa pasăre când știți bine de ce a venit aici. Unde vă e mintea de faceți așa? așa? N-avea minte niciunul. Ei sunt foarte uniți, pinguinii când pleacă la pescuit la pescui sunt împreună, atacă unul, dar când e vorba de a se apăra, nu am niciun fel de minte. Și trece pasărea aceasta pe lângă ei, o să vedeți documentarul acesta, unii dintre voi l-ați văzut deja, trece pasărea asta printre ei și ghici ce caută pasărea aceasta. U, bineînțeles că de asta a venit să înghită un pui. E lanciu dumneai Puiul tău, sau copilul tău, e lanciul lui să înghită copilul. Bun, ea era pasărea asta. Ghiciți după ce se uită această pasăre. Mergând printre pinguini, merge în merge întreabă. După ce se uită? Cine știe? Nu, no, nu, no, nu. No. Acum avem pui. Se uită după o mamă sau un tată, după un părinte neatent. Nu ia puiul de la oricare, a încercat să ia de la unul când i-a ars un cioc în ceafă, a început să se învârte. Că a încercat să ia de la unul. Dar când trece prin dreptul altuia, ăsta tocmai să uita spre ocean, ce peisaj frumos, hap, i-a luat puiul și dus a fost. La terminat. Acest lucru se întâmplă în domeniul duhovnicesc. Dă târcoale și caută pe cine să înghită? Pe, pe, cel care nu veghează asupra familiei lui, copiilor lui, care nu vechează asupra căilor lui. Am învățat ceva frumos în dimineața aceasta, înainte de școala de sabat. Pe voi și vă cercați-vă, probați-vă, luați-vă analizele, dacă sunteți sau nu în credință. Nu, sunt sănătos, tu, am spus eu, doctorul Dolan, pleacă, domne, cu stetoscopul ăsta, cu... Aici, păi am tensiune de aviator, Așa mi-au spus când eram la liceu militar, dar de, atunci a trecut puțină apă pe Dunăre și dânsul mi-a spus, nu, ai tensiunea dublu, ai 240, nu ai 220, cum ai spus tu. Zvârlă asta. păi lasă căl îl și că am altul. A scos un altul și mi-am dat seama că trăiam într-o iluzie. Mi-am dat seama că trăiam într-un fel de imaginația mea, ala la odiceea, Sunt așa, pe dincolo și, și, tu nu știi că ești aproape de moarte. Dumnealui mi-a spus, dacă urcai în avion, nu știu dacă ai fi coborât de acolo cu așa tensiune. Nu cred. Nu cred că ai fi coborât din avion. Iubiții mei, acest lucru a fost la baza pierderii lui Isus de către Maria și Iosif. Lucrul acesta s-a datorat nu așa cum noi adesea interpretăm sau gândim mediului social, ala, ci s-a datorat credinței sau mai degrabă imaginației lor. Ei nu au mers prin credință. Ei au mers prin imaginație și prin presupunere. Îi întreabă vecinul, da, Iisus unde este? oh, păi e cu rudele. Crezi lucrul ăsta bazat pe o dovadă sau bănuiești sau presupui? Presupun, sigur, presupunem că, presupunem că este cu rudele. Dar, ei erau doi părinți pierduți și când și-au dat seama, bazat pe presupunerile din mintea lor, în loc să se întoarcă, au mers înainte, tot pe drumul ăla, dar bazat tot pe presupunere. Ei presupuneau că el trebuie să fie undeva printre rude. N-a fost! A mers o zi întreagă în sensul greșit, bazat pe presupunere, după care s-a oprit și a spus, frate, trebuie să ne întemeiem pe fapte. Nu mai merge să ne întemeiem pe presupunerea că ar fi cu rudele sau cu prietenii. Și atunci s-au întors încă o zi, apoi și încă până la Templu și a treia zi. Abia a treia zi l-au găsit. Și și-au dat seama că presupunerile lor cu privire la ei ca bun părinți și cu privire la Isus, presupunerile lor nu corespund cu realitatea. După ce îți miști viața? După păreri? După presupuneri? După opinia publică? Ce este polară ai în viață după care te miști? Acest lucru este de cea mai mare însemnătate. Pentru că steaua după care te miști va dicta destinația unde ajungi. Când au ajuns în templu, când l-au văzut pe Iisus cel pierdut, și-au dat seama că de fapt ei erau cei pierduși și că pierduseră credința adevărată între timp. Care a fost credința adevărată? Pe, sigur, poți să fii Fecioara Maria, poți să fii Iosif, fără Iisus ești un nimeni erau cei mai pierduți din toată mulțimea. Toată lumea avea copii cu ei în afară de ei doi. Cei mai însemnați oameni de pe pământ erau ei. Dar nu era nimeni într-o situație mai groaznică decât aceasta. Abia când au ajuns în fața lui și când el a rostit aceste cuvinte, de ce ați căutat? O te-am căutat cu frică, cu îngrijorare. Nu are legătură cu mine frica ta. Are legătură cu închipuirile tale. Îți închipui lucruri și de asta te-ai înspăimântat. 2. Îngrijorările și frământările tale și starea ta sufletească de agitație are legătură cu pierderea credinței tale. Ție, Marie, ți s-a spus la început de către Gabriel însuși: Sfântul care se va naște este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul Lumii. Ți s-a spus acest lucru. Bun, tu ai pierdut. Și acum te duci să cauți la Ierusalim pe băiatul Iisus. Nu e băiatul Iisus. S-a întâmplat ceva între timp la acest 12 ani. Nu este cazul să verifici și tu credința ta și cursul vieții tale. Nu cumva s-au schimbat niște lucruri. Nu cumva calendarul arată, e o altă dată decât aceea. Când... Nu cumva mântuirea e mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Nu cumva este cazul să să verifici lucrul acesta, să te încredințezi. Nu cumva prezența lui Isus în viața ta este lucrul la care s-a referit Scriptura, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci de acolo vin izvoarele vieții. Și dacă aici pasărea aceea urâtă și demonică va zmulge pruncul Isus, nimic nu mai are sens. Sfânta Scriptură Proclamă cu mare bucurie: Bucurați-vă ceruri! De ce să ne bucurăm ceruri? Păi, tocmai pentru lucrul acesta. Biruința și lupta noastră până la sânge sunt legate nu de ceea ce facem sau nu facem, ci sunt legate de punctul cel mai însemnat al vieții noastre, care este umblarea noastră cu Mântuitorul nostru, Hristos Isus. Fie că mâncați, fie că beți, fie că vorbiți, întreabă-te! Este prezent Dumnezeu în ceea ce vorbesc sau în ceea ce fac? Întreabă-te lucrul acesta. La orice pas, pe tine însuți încearcă-te. Încearcă-te, nu cumva între timp când eu, oamenii n-au vegheat, a asemănat cineva neghină. Nu cumva pe când nu eram atent și pe când credeam una sau alta că sunt bogat, că m-am pe când credeam una sau alta, mi-am dat seama că era numai închipuirea acestea. Erau numai presupuneri. Nimic n-a fost așezat pe temelia adevărului. Ce am de făcut, trebuie să fac drumul înapoi, pentru că nu voi găsi pe Isus decât acolo unde l-am pierdut. Și ați observat că generațiile tinere, și aici sunt niște numere înfiorătoare, după ce o colesc mult în viață, se întorc. Pentru că ei trebuie să revină în locul în care au pierdut pe Isus. Fie că este la biserică, sau în familie, sau în experiența personală. Ei trebuie să facă drumul ăsta. Și oricare dintre noi. Trebuie să ajungem să facem drumul acesta. El caută pe cine să înghită. Iubiții mei, n-ar fi nimic dacă un om ar ajunge doar ateu. Dar el nu ajunge ateu. El ajunge antiteos adică luptă împotriva lui Dumnezeu. Dacă ar fi ateu, ar fi ca o piatră. O piatră iate te nu știe ea. Dar cel rău înregimentează pe omul care a pierdut pruncul, îl înregimentează împotriva lui Isus. Urmăriți în cazul acesta pe care l-am menționat, evoluția Martei. Marta a fost o persoană care a pierdut pe Isus în lucrarea pentru Isus. L-a pierdut pe el. Dar nu s au oprit lucrurile aici. Imediat s-a întors împotriva sorei ei, primul lucru care s-a întâmplat. De ce e vinovată sora mea dacă eu lucrez? Eu lucrez, eu îmi fac lucrarea mea. Nu e nimeni vinovat sau dator către mine, trebuie să-mi fac lucrul meu. Dar, dar, lucrurile nu se opresc niciodată acolo, la pierderea lui Isus, ci ele continuă până acolo unde un om este transformat dintr-un crist creștin, într-un anticrist. Și atunci ea se ocupă de sora ei, se umple de indignare în dreptul ei și nu se oprește aici, ci încearcă să regimenteze pe Isus, se îndreaptă împotriva lui și nu îi spune ei, ci îi spune lui, de ce nu-ți pasă nepăsătorule și nu-ți pasă că pierim în furtună și te-am mai văzut că ești nepăsător, de ce nu-ți pasă că sora mea, uite ce face? Aici sfârșea drumul, de fapt, să devină anticrist. Era împotriva lui Isus. Și Mântuitorul a învățat-o așa cum numai el putea să învețe pe cineva: Tu ai trebuință să-ți alegi partea cea bună pe care nu o ai. Păi, dar nu sunt în lucrarea domnului fac care pentru 12 ani și acum. Așa. E adevărat lucrul acesta. Binecuvântat să fie lucrul tău, dar nu singură. În momentul în care ne faci mâncare pentru 12 apostoli singură, din clipa aceea nu mai slujești pe Dumnezeu, slujești altceva. Lipsește, ai pierdut în timpul lucrării acesteia. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom păstra viu acest lucru minte și aici, la adunare. Și știți de ce? Aici nu e locul unde să intrăm cu mâinile în buzunar, așa. Nu, nu e gata, suntem în casa Domnului. De la tine acasă nu este cazul să intri cu mâinile în buzunar, așa, neglijăm că e familie creștină, ne știm. Nu! No. Acest dătercoale este aplicabil peste tot. Există un loc în care acesta nu dă dă coale și nu caută să înghită. Mai ales în domeniul acesta, în duhovnicesc. Știți ce spune Westley? Niciodată. Diavolul nu este mai demonic decât atunci când este cu Biblia la subsoară. Niciodată el nu este mai demonic. Pentru că lași garda jos dacă îl vezi pe un om cu Biblia în mână. Te gândești, nu? Ca e omul Bibliei. Da, tot cu Biblia în mână, dacă vă amintiți, îi cita el lui Isus cu Biblia subsoară. Nu, nu este niciun moment de neveghere. În viața și ființa noastră. Acel moment n-a venit și când va veni acel moment, vom ști cu toții. Pentru că aceasta se numește împărăția lui Dumnezeu. Acolo, într-adevăr, vom ști lucrul acesta. În ce privește starea noastră prezentă, este un lucru spectaculos ca Saul din Tars să devină Pavel. Dar este un lucru groaznic ca Pavel să de vină, Saul din Tars. Și scrie Scriptura că s-a întors înapoi, ca să urmeze pe satana. Nu este nicio siguranță în faptul că cineva a mers mult timp în direcția bună, aici nu este siguranță. Siguranța este în prezența și persoana lui. Și aș dori să dau citire câtorva cuvinte care sunt legate de tocmai lucrul acesta și să vă întreb cine credeți că spune aceste cuvinte. Și ascultați acum, vă rog, cu mare atenție că va trebui să răspundem la întrebarea aceasta. Spune așa. Psalmul 16, cu versetul 7. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește. Că-și până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este el, aceasta înseamnă prezența Domnului. Când este el la dreapta mea, nu mă platim. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește. Aș vrea să vă întreb, cine spune aceste cuvinte? David, Psalmul 16. Vreau să vă întreb iară, cine spune aceste cuvinte? Nu mai răspundeți. Vreau să citesc ceva și vă întreb după aceea. Știți cine spune aceste cuvinte? Cel care spune așa, inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește, trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Cine vorbește aici? Isus. Sunt cuvintele Lui, Ascultați-le din nou și să le ascultăm împreună. Uitați cum a trăit el pe pământ. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, care până și noaptea îmi dă îndemnuri inima și am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Isus este Cel care spune lucrul acesta și aceasta descrie calea unui om care umblă cu Dumnezeu permanentă, am totdeauna în mintea mea și în prezent, prezența lui este totdeauna cu mine. V-ați întrebat vreodată ce era veșmântul acela de lumină pe care îl aveau ei în grădină? Tocmai prezența lui Dumnezeu. Dar noi, cum rămâne cu noi astăzi, același lucru. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos. E una să umbli în lume gol Nenorocit, ticălos și orb, și este alta să umbli în lume îmbrăcat în Domnul Hristos. Dar asta e ceva abstract, așa este, da, o să vezi tu cum este. Personal, când ai să trăiești acest lucru, chiar ai să poți să-l predai celor de lângă tine. Îmbrăcați-vă în Domnul nostru Isus Hristos. Mângâietorul promis nou va face și face această lucrare de a ține totdeauna viu în atenția noastră prezența lui Dumnezeu. Și așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, în versetul în Ioan 14, 26, Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța. Noi învățăm la școala de sabat, învățăm la predică, învățăm din studiu personal, dar noi nu suntem învățați de ce învățăm sau de ce facem, ci suntem învățați de Duhul Sfânt. Dacă învățăm un anume lucru, dacă ne rezemăm pe înțelepciunea noastră, pe posibilitățile noastre, e cu totul altă planetă. Dar dacă, într-adevăr, învățăm de la Duhul lui Dumnezeu, îi vom auzi glasul, urechile tale vor auzi după tine glasul care va spune, iată drumul, mergi pe el în fața oricărei decizii, mică, mare, nu are importanță. Totdeauna Dumnezeu te va lumina pe ce cale să mergi, ce mijloc să adopți. Nathan era gata să o ducă la David, Dumnezeu a spus cam de vreme, cam de vreme, așteaptă un an, oh, un an. da, așteaptă un an. Mă duc să-i spun, nu, nu poți, dacă asculti de Dumnezeu. Uite cum îi spui, un om avea turmă de oi, dar i-a luat de la vecinul așa să-i spui. Și atunci, sub această lucrare a lui Dumnezeu, David a putut să suporte cuvintele, tu ești omul acela. Asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Duhul Sfânt vă va învăța ce aveți de făcut. Când va veni mângâietorul acesta e semnul lui, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Așa a spus Domnul Hristos. După aceasta cunoști Duhul Sfânt sau Duhuri. Dacă nu mărturisește despre Isus, acelea sunt Duhuri. Iubiții mei, pentru că mai este puțină vreme, încă puțină, foarte puțină vreme. Dumnezeu să ne ajute ca într-o vreme ca aceasta. Să nu încetăm nicio clipă, să fim treji și să vegem asupra celui mai însemnat punct al vieții noastre, prezența pruncului în viața și ființa noastră. Fiindcă cineva s-a uitat la ceas și știe că are puțină vreme ca să răpească pruncul acesta din viața ta, a familiei, a bisericii, a noastră a tuturor. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Isus pentru harul acesta de a auzi cuvântul tău, de a-l trăi și de a hrăni sufletul nostru cu el. Te rugăm din adâncul sufletului, Doamne, să ne ajuți să putem pierde orice sub ceruri, dar niciodată să nu pierdem prezența ta. Rămâi cu noi oriunde vom fi și orice vom face. Și fă ca prin toate acestea, numele tău să fie binecuvântat în veci. Amin!